Alexandru Nemes, Lucian Matiș, Sorinel Dorinel Jurja, Horea Pedestru, Călin Mihai Ciclete, Iosif Burghe Tamaș, Sava Atilă, Ioan Sabău, Viorel Cioară, Borbe Istvan, Aurel Merca, Rodica Cristurean, Virgica Marin, Egedi Imre, Teodor Pop, Ioan Inclizan, Emil Ciortea, Grigore Borș, Balai Ceaba Zoltan, Luminița Corina Mișan, Ioan Vălean, Ioan Chira, Ioan Rusu, Adrian George Nașc, Sobo Ștefan, Tinu Adrian Zmical, Alexandru Pop, Dumnezeu să ierte. Vreau să vă amintesc că asociația noastră este la nivel județean și sunt oameni care au murit în alte localități din țară, dar aveau domiciliu stabil în județul Cluj, și anume, au murit pentru, în timpul Revoluției, tot pentru libertate. Matiș Petru Dorin, Gog Radu, Covaș Laslo, Buta Vasile, la Otopeni toți, Avadan Ioan, Ciupitu Chican Fănel, Tămaș Radu Simeon, Cionca Iosif, Rus Ștefan, Mesler Petru, Coman Alexandru Dumitru, Creța Vasile Bazil, Oșan Florin, Butuza Sergiu și Matei Vlad Ilie. Dumnezeu să ierte. Vreau să zic că de la Revoluție încoace au murit 22 de răniți în Revoluție. Mă rog, Dumnezeu să ierte și pe ei. Eu vreau să vă spun câteva cuvinte, că am avut un episod în zilele trecute aici, că pe Bulevardul Eroilor s-a făcut un fotomontaj pentru secolul, pentru centenarul Unirii. Și s-au arătat niște evenimente, cum s-a întâmplat din 1918 până în 2018. Și la perioada 1989, m-am dus să vedem ce este întâmplător, pentru că la Cluj, sigur că au murit 26 de oameni și au fost 65 de răniți. Noi am avut noroc cu profesor Rota, că a fotografiat 21 de episoade și, prin urmare, s-au cunoscut și în Europa. Dar interesant, la anumite instituții din Cluj nu s-au știut, nu s-au aflat. Deci, care credeți că era cel mai important, cea mai importantă instituție care să dovedească istoria adevărată? Este Muzeul Național al Transilvaniei. Ăștia au arătat o poză din București în 25-22 decembrie, deci nu în 21 măcar, să zicem, de la București. Și am discutat cu domnul director și a zis că ei n-au nicio poză, nu cunosc așa. Bine, am zis, dar cine credeți că era instituția cea mai adevărată care se spună istoria? Nu oarecare, sigur că lumea ne-a uitat, dar instituțiile respective a statului nu trebuie să ne ierte. Și uitați, asta s-a întâmplat. Acolo, dacă vedeți dumneavoastră, încă se păstrează, deci ca și când n-ar fi fost Revoluție de la Cluj. Pur și simplu ne-o sfida, scuzați că folosesc expresii dure, dar n-am ce să fac. Este o rușine, pentru că aici vă dați seama că în alte orașe nu s-au fotografiat cum au fost fotografiile de la Cluj. Mă rog. Eu vreau să-i aduc mulțumirea și primăriei și domnului primar pentru ajutorul sprijinit financiar și moral pentru această comemorare, pentru că este destul de dificil să organizeze comemorare de genul ăsta. Înainte de a arăta, mă rog, noi am ieșit în decembrie 89 atunci fără un program anume, să zicem puncte, dar noi am sperat ca țara noastră să progreseze spre Occident sau spre o democrație reală. Ori ne-am bucurat pentru că s-au câștigat foarte multe drepturi fundamentale, nu mai vorbim tineretul și mai departe, dar, deci cum se zice, un ochi plânge, unul râde. Unul râde pentru că s-au obținut niște drepturi față de cum a fost în regimul comunist, dar acum situația este destul de complicată. Deci, pe lângă că ne-au uitat complet și pe urmașii erorilor, și pe rănii, și pe luptătorii, uite-te că nu numai noi, și populația suferă. Deci, părerea mea că cei care au preluat puterea n-au făcut-o pentru nație, pentru progresul societății,
și pentru ei și partidul lor. Îmi pare rău că trebuie să spun, nu facem politică, dar ne doare sufletul după atâția 29 de ani și atâția morți au fost și în Cluj-Napoca. În final am dorit să colindăm pentru eroii căzuți.